Sincer, sunt șocată de comportamentul Mariei și al Nastiei. Cât timp vor mai fi supărate? Nu o să ne ierte, asta e clar. Dar nu am greșit cu nimic. Fetelor, credeți-mă, cu cât le veți oferi mai multă atenție, cu atât se vor da mai tare în spectacol. Sunt de acord. Dacă vor să se întoarcă în echipă, atunci să vorbească cu antrenoarea Abby. Vai, e atât de greu începutul de an școlar. Mă lași și pe mine la oglindă? Haide. De fapt, nu e nimic așa de greu, suntem bine, doar n-ar trebui să ne concentrăm pe certurile astea. Fetelor, ce oră avem acum? Alexa, cred că engleză. Toate ideile mi se amestecă în cap din cauza acestor probleme. Diana, nu te mai stresa. Oh, încerc nopa. Băieți, ce s-a întâmplat? Băieți, de ce stați așa? Ce s-a întâmplat cu starea voastră? Plecam de la școală. Nu suntem acceptați aici. Și eu o să plec chiar dacă nu sunt zombi de la naștere. Aici chiar nu suntem acceptați. Zăcat, poftim? Spune-mi cine te-a supărat și arăt eu cum să treabă. Băieți, știți, încă nu s-au obișnuit cu voi atât. Ah, peste tot numai probleme. Eu cred că dacă aveam iubit, acum eram acceptat deja. Apropo, tu ai iubit? Nu. Alexa, cineva încearcă deja să se dea la tine. Zăcat, serios, ce s-a întâmplat? Știți ceva, eu vreau o echipă, dar nu o am. Dacă aș avea o echipă, toți m-ar respecta. Zalina, și care e problema? Fă un casting pentru o echipă de majorete. Trebuie să-ți selectezi membrele. Hei, nu te apropia prea tare, bine? Toată lumea din școala asta mă respinge. Fetelor, nu vreți să intrați în echipa zebrelor în loc de echipa banii? Da, fetelor, voi fi un capitan minunat. Da, Zalinei, nu-i pasă că avem o echipă diferită și un capitan diferit. Capitan Diana, Zalina? Dacă Zip era aici, cum mințea el pe toți? Dar Zip nu e aici, a intrat într-o relație și a plecat. Ah, bine, băieți, nu vă mai stresați atât. Vom încerca să rezolvăm situația. Vom discuta cu profesorul Mike. Nimic nu merge conform planului. Eu m-am despărțit de Nastia. Mai bine stau acasă și mă joc la aparatul meu. Băieți, de ce vă tot plângeți? Mă faceți și pe mine trist. Auziți, și dacă îi mușcăm pe toți din școala asta, atunci se vor teme de noi. Nu, Zacat, nu veți face asta. Chiar așa, dacă nu putem deveni noi adolescenți normali, să-i facem pe ei zombie. Dragilor, haideți să ne înțelegem. Nu o să transformăm școala banii într-o școală zombie, ok? Fetelor, clopoțelul. Bine, ne vedem în pauză. Bine, băieți, haideți la oră. Cea mai bună decizie de până acum. Băieți, eu cred că îi place de mine. Trece în clasă. Colegi, ciocolatele voastre? Păi hai, Loren, spune-mi, ce o să facem la petrecere de ziua ta? Păi vreau să invit o grămadă de prieteni. Și o să invit și pe prietenii mei? Dacă tu vrei asta, atunci normal că da. Minunat, o să invităm toată echipa de fotbal. Și cacaua mea? Un moment, haide, comenzile. Da, da, a comandat cineva aripioare? Nu, cacao. Nastia, ți se pare normal că n-ai fost la oră? Știi, Maria, nu vreau să merg acolo. Nu vreau să mă uit la Diana aia și la fata aia nouă, Alexa. Da, și pe mine mă enervează foarte tare. Nancy, cacaua ta. Mersi, măcar n-a trecut o oră. Au, de ce e așa fierbinte? Ți-am zis că nu-mi place fierbinte, nu? Vrei un cup de gheață? Da, te rog, mersi. Bună, scumpilor! Bună, Ryan, stai jos, nu sta pe lângă bar, sunt multe mese libere. Bine, pizza? Fă-mi o limonadă cu fructul pasiunii, please. Wow, Ryan miroase așa de bine. Da, Maria, Ryan e bun, e cool, miroase mereu bine, dar nu ar trebui să te combin cu el. Da, totuși e prea stilat. Fetelor, să știți că aud totul. Apropo, nu e așa, iubiții foarte stilați sunt mereu cool. Oricum, nici eu n-aș ieși cu voi. Poftim? Ce nașpa! Lorin! Ce, nu vezi? Vorbesc cu Dima. Mai ai mult de vorbit cu el? E iubitul meu. Dar eu stau aici și atârn ca o coadă. Atunci nu mai sta, du-te să te antrenezi. Nu credeți că ați urlat destul fotbalistelor? Da, sunteți prea gălăgioase, nu sunteți în șură. Da, și de ce ai prietena ta așa plictisitoare? Gelozie! Ok, nu înțeleg ce fel de întâlnire aveți voi aici, să știți că e ora acum. Ai spița! Antrenoare Abby, asta e o cafenea, oamenii comandă, iar noi îi servim. Într-adevăr, înțeleg, dar acum sunt ore. Unde ar trebui să fie copiii în timpul orelor? Am înțeles, mă ignoră. Pizza Ice, nu mai acceptați comenzi în timpul orelor. Și faceți-mi o cacao. Ne, faceți-mi cacao, du-te să o servești. De ce eu? Nu vreau să mă apropii de ea. Bine. Bine, copii, vreau să fiți sinceri cu mine. Profesor Mike? Profesor Mike, nu cred că suntem gata să fim sinceri cu dumneavoastră. Diana, vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre voi au un stil de viață sănătos? Toți! Wow, sunt foarte mândră! Știți, profesor Mike, eu și iubita mea nu avem obiceiuri sănătoase, de aceea sunt împreună cu ea. Copii, asta e foarte bine, sunteți cool. Iar cei care au obiceiuri nesănătoase nu sunt cool deloc. Profesor Mike, vreau să mărturisesc. Opa, unii dintre noi nu sunt cool. Bine, Patrick, poți să vii la tablă și să ne spui care e obiceiul tău nesănătos. E bine că vrei să mărturisești.
Chiar nu mă interesează să ascult obiceiurile nesănătoase ale lui Patrick. Lăsați-l să vi le spună în pauză. Cine e de acord? Eu! Diana, de fapt, lecția despre acest subiect. Eu vreau să meargă Patrick la tablă și să ne spună ce obicei nesănătos are, iar noi vom spune cât de rău e. Olealea, credeam că tu știi totul despre noi. E foarte interesant că nu știi asta despre Patrick. Bine, copii, să-l ascultăm pe Patrick. Hai, Patrick, spune-ne. Profesor Mike, am fumat 3 zile. Patrick, ăsta nu e un obicei rău, e o prostioară copilărească. N-ai vrea să devii adult? Ba da. Atunci nu e bine să faci asta, stai jos. Colegi, eu am un sfat pentru voi. Faceți sport, veți fi adolescenți frumoși și puternici. Da, și toți știu că fetele se îndrăgostesc doar de băieții sportivi. Foarte corect spus, Timur. Clăpățelul. La revedere, profesor Mike. La revedere, profesor Mike. La revedere, profesor Mike. Costia, dacă o să ne vadă adolescenții, o să ne ardă. Nu te îngrijora, nu o să se întâmple nimic. Oricum sunt speriată. Nu înțeleg, v-ați pierdut cumva. Nu știți unde-s dulapurile voastre? Nu aveți ce căuta aici. 1, 2, 3. Zombii, plecați. Serios, să plecăm? Fetelor, de ce vă purtați așa cu noi? De ce? Pentru că nu faceți parte din școala asta. Costia, nu a fost o idee. Col, băieți, vă descurcați de minune. Deci, adolescentelor, v-ați speriat? Dacă vă mai purtați urât cu noi, veți deveni și voi zombi. Iar eu vă recomand să vă combinați cu mine. Combinat? Eu vreau să ies cu un băiat, dar nu cu el. Auleu, suntem fricoșători. Foarte bine, băieți, să plecăm. Obișnuiți-vă cu ideea că învățăm la aceeași școală. Pe curând, dragilor. Fetelor, am fost așa speriată. Fetelor, acum miroase așa urât din dulapul meu. Gata, îi declarăm dușmani. Vrei să fim dușmani, dar o să ne bată. Nu, noi o să-i batem. Fetelor, și dacă ne-am combinat cu ei? Băiatul, creți, pare să fie foarte cool. Dar nu știi, el e cu Knopa. Noi nu ne vom combina cu zombii. Bine, doar am sugerat și eu, fetelor. Știi ceva, Zenia? O să ne găsim băieți sportivi normali. Ascultă, copile, te antrenezi prost. Poate ar trebui să închei relația asta a ta. Da, Timur, de când ești cu Diana, nu te antrenezi bine. Ce? Nu încercați să legați sportul de relația mea. Uite, copile, nu fi răutăcios. Chiar ești foarte slab la antrenamente. Deci ai grijă să nu fii dat afară din echipă. Da, putem să luăm un alt băiat. Știi câți băieți vor să intre în echipa noastră? Ce? Încercați să mă amenințați? Cumva, Smiley, știi că sunt un basketbalist foarte bun. Ești doar gelos că sunt împreună cu Diana, da. Ascultă, Timur, ar trebui să asculti ce zice fratele mai mare. Da, vreau să fac din tine un bărbat adevărat, iar Diana nu te influențează pozitiv. Serios? Și atunci tu de ce ai fost atâta timp împreună cu ea? Și pe tine nu te influența? Nu, Diana era normală cu mine, dar cu tine a devenit prea răsfățată și arogantă. Și nu vreau să devii și tu așa. Uite, Smiley, ai ales calea greșită prin care să mă faci să mă despart de Diana. Nu o să-ți meargă. Iar am eșuat. Da, nu-i nimic, o să-l dau afară din echipă, apoi o să vezi ce repede o să o părăsească pe Diana. Smiley, dar dacă nu-i pasă de echipă? Nu, orice ar fi, basketul e cel mai important pentru el. Bine, Smiley, nu fi trist, o să te întorci la Diana. Și eu sunt convins. Bună, colegi! Bună. Nu înțeleg, unde e Alexa? Unde a dispărut? Să mergem să vedem un vestiar. Oh, Bani, bună, trebuie să vorbim cu voi. Aveți un minut? Acum nu, o căutăm pe Alexa. Pauza următoare. Ok, atunci să veniți la noi la recepție, bine? Colegi, nu înțeleg, de ce stați așa? Cine e de serviciu azi? Noi am fost miercuri. Fetelor, ce părere aveți de băiatul acesta stilat? Ryan, tu ești un clovn, nu ești un băiat stilat. Ce? Sunt un clovn? Am fost prieten, cum puteți spune așa ceva? Am fost, dar nu mai suntem, găsește-ți alt însoțitor. Mă enervează, și zombii mă enervează. Dar de ce? Ei stau cu minți la parter. Să știți că sunt chiar cool, deja m-am împrietenit cu Zacat. Ei bine, sunt mascotă de un an, asta e cool, o realizare frumoasă. Da, e cool, dar îmi pare puțin rău pentru tine. Trebuie să porți costumul mereu. Să nu-ți pară rău, sunt mândru că port costumul acesta. Alexa? Wow, ce se întâmplă aici? Mă scotă, încerci să te dai la Alexa noastră? Oh, fetelor, ne-am întâlnit întâmplător. Aveam și noi o discuție normală. Da, o discuție normală, da? Am înțeles. Apropo, chiar vă potriviți. Dar ai grijă, Alexa, să nu-i frângi inima pufoasă a mascotei. Fetelor, ce faceți? De ce încercați să ne combinați așa dintr-o dată? Mi-e place că încearcă să ne combine.
Știi, mascota încearcă să fie împreună cu cineva de mult timp și nu i-a ieșit. Da, pentru că mascota noastră e un băiat bun, iar fetele îl iau de fraier. Fetelor, de ce îi spuneți toate astea? Alexa, nu e adevărat. Pot să frâng inima oricui. Nu-i nimic, e totul bine. Hai, mascotă, tu și Alexa ați format un cuplu foarte cool. Ne-am bucurat mult pentru amândoi, să știi. Alexa, mascota, e un băiat foarte bun. Fetelor, am înțeles asta deja. Gata, fetelor, voi pleca acum ca să nu se agraveze situația. Apropo, Diana, trebuie să vorbim cu proful Mike despre zombii. Da, Knopa, știu asta, să ne pudrăm nasurile și apoi să mergem. Deci, Alexa, să fii atentă la mascotă, e un băiat foarte drăguț. Mie îmi place de Romeo, dar nici mascota nu e rea. Alexa, trebuie să decizi ce iubit vrei. Romeo are un caracter puternic, iar mascota are o inimă bună. Vreau pe cineva care să le aibă pe ambele. Trebuie să mă mai gândesc. Iana, alea, care e problema? V-am spus, vom face un program de serviciu și vom vedea exact cine urmează. Nu, de aceea v-am chemat aici. Sunteți gata să munciți pentru binele animalelor abandonate? Vrem să ne înlocuiască cineva aici cât timp vom lipsi. Da, oricum avem mult timp liber, deci putem să stăm aici să adunăm bani pentru adăpost. Dar eu nu pot, sunt un adolescent ocupat. De ce, Brovatski? Putem să stăm împreună. Nu, Iulia, sunt o persoană ocupată. Lea, Iana, eu și Patrick vă putem ajuta. Minunat, Gigi și Patrick vă vom înscrie ca voluntari. Și cum rămâne cu ceilalți? Voi sunteți gata să munciți pentru binele animalelor abandonate? Eu pot. Serios? Deci nu poți merge la cinema cu mine, dar poți să stai aici, nu? Carina, asta e ceva ușor, plus că vom aduna bani de mâncare pentru căței. Bine, treceți-mă și pe mine. Iar eu pot să stau fără niciun partener. Ator animăluțele, deci sunt gata să le ajut oricând am ocazia. Minunat, atunci vom face un program cu cine în ce zi ne va înlocui. Bine, colegi, acum puteți pleca. Și vă rog să aflați cine e de serviciu azi. Brovatski, ia spune-mi, de ce ai refuzat tu să ajut? Iulia, pentru că petrecem prea puțin timp împreună. Baby, vreau să vorbim despre... Mike, așteaptă! Alo, bună ziua! Vreau să știu când va fi gata sala de sport. Nu, desigur că înțeleg, dar noi nu avem nici echipamente și nici unde să ne antrenăm, înțelegeți? Dacă sala de sport nu va fi gata săptămâna asta, voi vorbi cu o altă firmă. La revedere! Baby, eu cred că tinerii zombie nu ar trebui să învețe la școala noastră. Asta e părerea mea. Mike, calmează-te, lasă-i să învețe. Baby, îți poți imagina ce s-ar întâmpla dacă ar afla cineva că tinerii aceștia sunt la școala noastră? Îți poți imagina consecințele? Mike, totul va fi bine. Dacă va afla cineva, va fi un mare plus pentru noi. Vor vedea că toți sunt acceptați la școala noastră. Fetelor! Incredibil! De Crăciun o să-mi pun dorința să nu vă mai văd niciodată. Vai, fetelor, ajunge bine. Noi nu suntem fetelor, noi suntem Maria și Nastia, deci hai, Nastia, nu mai vreau să le văd. Sunt așa de nervoase. Mereu au fost așa? Asta e ideea, că n-au fost așa mereu. Sper să putem comunica normal într-o bună zi. Bună ziua, antrenoare Abby. Trebuie să vorbim cu dumneavoastră. Fetelor, nu acum, vă rog, am de dat multe telefoane. Bine. Ai spița? Ne dați 3 ciocolate calde și 3 gogoși cu ciocolată, vă rog? Alexa, dar facem schimb de locuri? Ok. Bună, Timon. Bună, Diana. Ai săripioare picante, te rog, 2 porții. Vezi ce haos e aici. Ai, care-i faza? Nu ne-ai lăsat și nouă niște aripioare? Păi nu, Diana a schimbat meniul, deci nu mai avem niciun fel de carne. Cum adică? Și atunci noi ce o să comandăm? Nu-mi place când cineva ia decizii în locul altcuiva. Diana, ai uitat care-i mâncarea preferată, a? Sportivii mănâncă multă carne. Diana? Știam eu. Diana, voi vorbi eu cu el. Timur, nu mă descurc. Băieți, am vești importante pentru voi. Avem un nou meniu acum, ca animalele care s-au născut să trăiască, iar noi nu trebuie să le mâncăm. Ați înțeles? Asta e părerea mea. Și ce, gata cu pizza, cu hot dog și cu hamburgerii? Nu e corect deloc. Băieți, dar vom avea pizza, hot dog și hamburgeri, doar că vor fi vegetariani. Credeți-mă, băieți, au un gust foarte bun, eu deja am mâncat. Deci, Smiley, de acum vei avea o dietă sănătoasă. Mă enervezi așa tare, copile. Tu mă enervezi. Stați, stop, băieți, chiar vă veți certa de la un meniu? Da, e ceva nou, dar decizia a fost luată. Băieți, calmați-vă și stați jos, toate mâncărurile sunt delicioase. Stau, și eu stau. Nu vă mai purtați ca niște sălbatici la școală. Fiți niște adolescenți normali. Baby... Mike așteaptă. Fetelor, ce doriți? Am vrea să... Să vorbim cu profesorul Mike despre prietenii noștri zombie. Fetelor, deja i-am explicat totul profesorului Mike. Nu-l deranjează, pot să rămân. Da, pe Mike nu-l deranjează. Așadar, ascultați cu toți, iubita mea e cea mai drăguță iubită. Nu mă pot uita la asta. Diana, oprește-te, cineva nu se simte bine.
Smiley... Primește ceea ce merită, lasă-l să sufere. Copile, deci acasă o să... Sărmanul Smiley... Merită asta. Bine, băieți, destul, trebuie să ne împăcăm cu toții. Vom încerca, nu știu dacă va funcționa. Colegi, haideți să facem asta, trebuie să fie numai prietenie în școala noastră. Iar voi, dragilor, dați like, abonați-vă la canal, apăsați pe clopoțel și așteptați noile noastre episoade cool. Ne vedem curând! Pa, pa, pa!